Jaful s-a petrecut în jurul orei 9:30 dimineața. Un bărbat și o femeie au intrat ca simpli clienți, s-au dus direct la casieră, unul dintre ei a scos pistolul și a împușcat-o în cap. Apoi cei doi au luat o geantă diplomat în care se aflau toate bijuteriile casei de amanet și s-au făcut nevăzuți. Cineva a apăsat butonul de alarmă, iar angajații firmei de protecție cu care avea contract casa de amanet au intervenit. Femeia a ajuns la spital în stare gravă și riscă să-și piardă vederea la un ochi. Este stabilă hemodinamic și nu este în stare de comă. La ușa casei de amanet nu există paznic, iar vânzătoarea nu era protejată în niciun fel. După părerea noastră, nu era securizată corespunzător. Într-adevăr, trebuia să existe un geam de protecție. Cei doi hoți nu purtau cagule, așa că polițiștii încearcă să-i identifice după înregistrările de pe camera de supraveghere.